Bună ziua, prieteni, și bine ați venit în bucătăria lui Puiu. Astăzi vreau să preparăm fasole cu o afumătură. Voi folosi scăriță afumată și cârnat afumat. Da? Deci, azi noapte am lăsat fasolea la înuiat. Asta peste noapte. Da? Voi folosi 250 de grame roșii decojite cuburi, sare, boia de ardei afumată, piper. Voi folosi și o lingură de untură. Vreau să fac o fasole scăzută. Da? Bun. Pătrunjel, cimbru, două foi de dafin, mărar, ceapă, albitură țelină, pătrunjel și păsărnac, morcov și, bineînțeles, coastă, scărița afumată și un cârnat afumat. Acum voi pune fasolea la fiert. Am pus fasolea la fiert. Acum voi porționa scărița. Da? Deci, o să tai două, cam patru bucăți. Așa, punem deoparte. Cârnatul acum puteți să-l tăiați și felii și bucățele mai. Așa. Eu îl voi tăia așa, da? Bun. Acum le vom prăji într-o cratiță. Eu folosesc o cratiță de duci, ceva mai cu pereți mai groși, pentru că vreau să fac fasolea scăzută. Azi am luat această oală și zic, hai să-i facem proba cu fasole. Voi pune 50 de ml ulei. Și voi folosi și o lingură de untură. Untura adevărată o să-i dea un gust super la fasolica noastră cu afumătură. Da? O să vreau să fac, am și castraveți murați, dar o să vreau să fac și ardei capia. O să-i prăjesc puțin în ulei, nu o să-i fric pe grill. O să evit și fumul și o să mult mai gustoși. Puțin ulei în tigaie, o să vedeți dumneavoastră. Da? Uleiul s-a încins puțin pe fura noastră. Voi pune coasta. Patru bucăți și cârnatul. Îi vom prăji puțin. Să lase acel ulei, acel gust. Acum mă voi ocupa de legume, dar vreau să vă mai arăt încă ceva. Asta nu am mai filmat. Știți bine rețeta mea pentru aluat, care folosesc și la turte, și la lipii, și la pizza. Voi face și câteva turte cu fasole. Wow, sunt delicios. Acum mă voi ocupa de legume. Voi tăia ceapa. Da? O să ai cuburi. Pentru a putea să o călesc. Ardeiul, la fel, voi tăia cuburi. Dacă vă apucați de această rețetă, bine, acum depinde și de fasole. Eu am o fasole care fierbe foarte repede. Mai ales că am ținut-o și peste noapte în apă. Eu spun că în 40 de minute va fi mâncarea gata. Da? Cu asta și cu cârnații i-am prăjit. V-am spus cât să aibă gustul acela bun de prăjeală. Acum voi pune legumele în același ulei, în aceeași untură, pentru a le căli. Acum, am terminat de tăiat legumele, le vom adăuga aici, în aceeași grăsime în care am prăjit coasta și cârnații, da? Dăm focul la mediu. Îi pune așa și lăsăm ca se căli. E aproape fiartă, voi spurge zeama
Deci v-am spus, folosesc o fasole foarte, foarte bună. Fierbe extrem de repede. Voi adăuga acum și 3 căței de usturoi zdrobiți. Îi voi pune aici. De bună, da? O să dea o aromă deosebită și un gust foarte bun, foarte bun usturoiul la fasole. Eu așa folosesc. Bag 2-3 căței de usturoi zdrobiți și o să mă pomeniți dumneavoastră pe mine. Acum adăugăm și roșiile noastre decojite. Facem puțin loc așa, în mijloc. Da? Și voi pune aici. Folosesc cam 200 de grame de roșii necăjite. Acum, prăjeala noastră, voi pune așa, cam 4 crenguțe de cimbru verde, 2 foi de dafin, o să pun niște puțin piperboabe, voi folosi din acesta, da? Cam 15 la număr. Voi pune și boia. Folosesc boia afumată, dacă tot facem fasole afumată. Cam o lingură. Voi amesteca să se pătrundă aroma și gustul. Voi pune acum și puțină sare. Da? Iar la final o să potrivim de sare, pentru că și scărița e puțin sărată și vom vedea. Pentru că doriți puțin mai picant, adaug și câteva feluțe de ardei verde, da? Opțional, dacă serviți picant, e ok să puneți acum ardei. Fasolea fiert, am strecurat apa. Am lăsat-o la scurs, da? Și acum o voi adăuga aici, în prăjeala noastră. Voi adăuga apă, da? Cât să cuprindă. Cam un litru de apă, un litru și... Nu voi lăsa la fiert. Voi adăuga și coasta împreună cu cârnații. Da? Așa. Și lăsăm la foc mediu până se face fasolea noastră scăzută. Acum voi coace și ardeii, cum am spus, voi face cu ardei capia, atât ulei. O lingură de ulei, da? Evităm și fumul din casă și obținem și un gust mult mai ok. Și voi pune ardei la prăjit, să spunem așa. Până se gătesc. Ardeii pe o parte s-au prăjit, îi voi întoarce acum. Deci vedeți cât de bine se fac și în ulei. Da? Plus că, v-am spus, evităm fumul din casă. Și o turtică, vom pune aici la tigaie, da? Voi acoperi și pe aceea cu un capac și lăsăm la foc mic să se facă cele mai bune turte, așa ies la tigaie sau pe plită. Voi pune și un capac și lăsăm să se facă bine. Ardeii noștri sunt cocți, da? Voi lăsa așa, cu capacul pe ei și voi stinge aragazul. Ei, dacă o să lăsăm așa 10 minute până se răcesc, ei se aburesc și o să se decojească foarte ușor pielița, da? Îi lăsăm așa, eventual îi dăm deoparte și îi lăsăm. Deci, fasolea noastră fiertă în jur de 30 de minute. Am dat capacul deoparte, pentru a putea să scade fasolea, nu mai folosim capacul acum, încă aproximativ 20 de minute. Condimentez cu piper, da? Voi mai pune sare,
am gustat și mai trebuie. Și lăsăm la foc mic până scade. Încă aproximativ 15-20 de minute. Dragii mei, fasolea noastră cu afumătură e gata. Voi adăuga acum verdeață, adică mărar și pătunjel. Cât mai mult, nu strică. Da? Turtele sunt și ele aproape gata. Ardeii copți s-au curățat, să vedem ce a ieșit. Dragi prieteni, fasolea cu afumătură e gata, turtele sunt și ele pregătite pentru a fi servite. Asta e rețeta mea pentru fasole cu afumătură, scăriță și cu cârnați afumați. Poate fi servită cu ardei copți, cu castraveciori murați, cu ceapă, am o ceapă. Așa, o spargem în două, frumos aici, da, turtică, așa, dați-mi voie să și gust, acum, da, ce să spun, deliciu, e un deliciu, credeți-mă. Bunătate cu ceapă, merge și castraveți. Ardei aceștia copți, nu mai spun, ia să vedem. Delicios! Lăsați-mi în comentarii dumneavoastră cu ce ați servit de aici, cu ceapă, cu castraveți murați sau cu ardei copți. Bineînțeles, turtele ca la bunica. Na, dacă vă place rețeta, dați-mi un like. Vă doresc poftă bună și ne vedem la următorul clip video.